Maniot precantovelt. Ascultați cu mare băgare de seamă ce înștiințează Domnul astăzi pe voi care v-am ales copiii mei, zice Domnul, care v-am răscumpărat cu un preț de paragraut sefalt, care nu poate primi valoare pe pământ, zice Domnul, se paragraut și ebrae, preț de sânge, zice Domnul, licforă menagraut. Și iată, mulți dau cu piciorul în această valoare și în acest preț pe care eu l-am plătit pentru voi, zice Domnul. De paragraul șebraiet, iată, scurtă este vremea și clipe mai sunt de îndurare, zice Domnul, pentru pământeni. Va fi vai de tine, pământ și mare, vai de tine, locuitor a pământului. Vei geme, vei plânge de durere, îți vei pușca limba, zice Domnul. Vei căuta cuvântul meu bâșbâin și nu-l vei găsi. Vei vrea să-mi auzi glasul și n-ai să-l auzi. Ai să auzi doar glasul celui rău. Ai să auzi doar vuietul care sună. Se paragraul și braiet care aduce nenorocirea. Și îngerii mei cu trâmbița care vor suna, care vor fi dezlegați pentru a vărsa mânia pe pământ, zice Domnul. De ce nu vrei, omule, să mă primești astăzi așa cum sunt? De ce nu vrei să mă recunoști în totalitate? Se paragraul și braie, mai este puțin și cel ce vine va veni. Iată, viu este Domnul pe viața mea, se paragraul, anul acesta nu va trece. Fără ca este paragraut între globul pământesc să treacă prin două cuptoare mari și fierbinți și cuptoarele acestea vor fi încinsă de 7 ori, zice Domnul. Se forme la graul șebraiet și mulți vor plânge morților, zice Domnul. Se paragraul șebraiet, pâinea va lipsi de pe multe mese. Licfor precanto menagraut. Iată, veți fi obligat la tot felul de lucruri, la tot felul de nelegiuiri, zice Domnul. Dar voi care vă temeți de mine și mă iubiți, nu cedați, că eu vă sunt scut și adăpost. Vă voi apăra, zice Domnul. Vă voi scuti și voi scurta zilele de suferință, zice Domnul. O, multe mame vor plânge copiii, zice Domnul. Se pare graut, nu mai este vreme de stau la târguială. Mulți stau la târguială cu mine, stau la răscruce de drumuri și nu știu ce să facă și nu știu ce să creadă. Se pare graut și braiet, iată că cel rău pregătește planurile nascuns, sunt pregătit, ce zice Domnul, dar eu care cunosc și gândurile și șoaptele lor, se paragraut, îmi înștiințez copiii mei de pe pământ, zice Domnul, de ceea ce are să vină, să fie pregătiți, astăzi pregătiți-vă, zice Domnul, nu mâine, pentru că ceasul este aproape. Zitfer, o mare învrășmășală va fi pentru toată planeta, zice Domnul, omul nu-și va mai găsi liniștea, nu vei mai cunoaște ceea ce este seară, nu vei mai cunoaște ceea ce este zi, nu vei mai ști ce ai odihnă. Nu vei ști, se paragraul și ebraie, ce e hrana, se maniet fermanagraul. Vei căuta cu sete cuvântul meu și nu-l vei găsi, zice Domnul. Se paragraul, vei fi spus în robie, se pariot menagraul. Dar cel ce se încrede în mine și face voia mea, viu este Domnul, că voi ocroti, îl voi păzi și voi sătura cum am săturat poporul în pustie, zice Domnul. Amâna în barele mele! Destul pentru poporul meu, dar vegheați să nu vă prindă cel rău, pentru că în vreme ca și asta mulți se ridică numele meu, mulți vestesc evanghelie falsă, zice Domnul, se paragraut și ebraiet și deschid gura, vorbind în numele meu, dar nu sunt eu, zice Domnul. Cunoașteți-vă stăpânul, cunoașteți glasul stăpânului, zice Domnul. Se paragraut și ebraiet, pentru că se vor arăta semne în cer și pe pământ, zice Domnul. Se vor face multe minuni, se paragraut și ebraiet, dar voi să știți că nu sunt eu. Se paragraut și ebraiet, eu mă ocup de copiii mei și de cei ce mă caută pe mine din sinceritate, zice Domnul. Rumer se fac, nu e târziu pentru nimeni.
Mulți care au încheiat un legământ cu mine m-au lepădat, deși ei spun că sunt copiii mei și m-au în inimă și mă poartă în inimă și mă iubesc, se paragraut, dar au călcat legământul în picioare, chiar Duhul Sfânt le-am dat, dar Duhul Sfânt le-am luat de la ei, zice Domnul. I-am părăsit, zice Domnul, se paragraut și ebraie, zic fermena graut. Iată sunt suflete care mai au scăpare, care mi-au aud glasul meu de Dumnezeu și vreau să înțeleagă, dar sunt suflete care i-am vărsat din gura mea și nu mai au iertare niciodată, zice Domnul. Se paragraud, nici nu le mai fac chemare, pentru că de multe ori am strigat, e ultima chemare, ultima trezire. Și iată, m-au considerat neputincios, bun, alții se paragraud și îndurători. Dar iată că bunătatea se termină, îndurarea se termină, zice Domnul, și vine ziua răzbunării, ste paragraud. Zipfer, cine ești tu, omule, zice Domnul, să mă tragi la socoteală pe mine, se paragraud și braiet, să-ți măsori puterile, se paragraud cu mine, eu care te-am creat, eu care ți-am dat viață și te-am ocrotit până astăzi, încrede-te în mine. Dă-mi slavă, dă-mi cinstea care mi se cuvine și întoarce-te din căile tale și îți voi da iertare. Voi da în marea uitării totă fără de legea ta și îți voi da biruință. Se paragraut și braiet, oricât de multe vor fi păcatele tale, oricât de mari vor fi, zice Domnul, le voi da în marea uitării, te voi face un om nou, zice Domnul, liber și statornic. Și protejat la vreme de strâmtorare și de necaz, când mă vei chema, te voi asculta, când vei bate, îți voi deschide, când vei cere, vei primi, vei avea nevoie de mine, zice Domnul. Dar așa cum tu nu m-ai ascultat astăzi și nu mă ascult, nici eu nu te voi asculta pe tine, zice Domnul, și vei striga în zadar, pentru că iată, se paragrod și braiet mulți care să joacă cu mine, zice Domnul. Se paragraud și cred că pot să-și ascundă faptele, dar faptele lor sunt văzute în ascuns. Să nu credeți voi că cei care vestesc Evanghelia sunt sfinți și curați. Cei care se ridică numele meu și spun așa vorbește Domnul, sunt sfinți și curați. Iată, eu mă folosesc de ei, dar pot ajunge în gheana focului, zice Domnul. Se paragraud și ebraiet, pocăiește-te și căiește pentru cine personal, ca tu să ajungi mântuit, nu călca pe urmele nimănui, zice Domnul, calcă pe urmele mele și astfel vei primi trecere dacă mă vei asculta, nu te vei uita nici în stânga, nici în dreapta, nu vei lua model și nu vei judeca în inima ta pe nimeni, zice Domnul, se paragraud că judecata este a mea, se paragraud, tu urmează-mă, vino după mine și negreșit, te voi duce în împărăție, zice Domnul, că acolo este ținta și drumul care se sfârșește în împărăția mea. De aceea pregătește-te pentru vremurile ce urmează. Țara aceasta va fi lovită cum nu a fost lovită niciodată, zice Domnul. Cu mintea omului nu poate să se închipuie și întreg pământul va vizgudui din nou, zice Domnul. Zid fermena graut, războiul se va întreți, zice Domnul, și toată planeta va fi cuprinsă. Omul nu-ți va mai găsi liniștea în casa lui, omul nu-ți va mai găsi liniștea la spunzătoarea lui, omul nu-ți va mai găsi liniștea pe perna lui, omul nu va mai putea gusta pâinea, zice Domnul, pentru că și pâinea și apa va fi otrăvită, zice Domnul. De aceea vreau să-mi salvez copiii, să-mi iau mireasa, zice Domnul. Să-mi grăbesc venirea, se paragraud. Iată că numărul este aproape împlinit a celor ce trebuie să-i ridic la cer, zice Domnul. De aceea, astăzi, cheamă-mă și intră în ceata sfinților, zice Domnul, și ca să vă pot răpi la cer, zice Domnul, să pot să vă duc în sânul tatălui meu, acolo eu v-am pregătit locul. Nu vă temeți de nimic! Nimic să nu vă înfioare, pentru că toate aceste lucruri vi le-am lăsat scrise pe paginile Sfinte Scripturi, că trebuie să se întâmple. Voi ați știut lucrul acesta și știți bine, zice Domnul, că trebuie să vină aceste lucruri.
că cerul și pământul va trece, dar nici o iotă care este scrisă în cuvântul meu nu va rămâne neîmplinită. Da, voi veni, zice Domnul, cu suferință și poporul meu va trebui să treacă prin parte de foc, dar din mijlocul încercării te voi ridica, zice Domnul, și din această durere te voi scăpa și te voi binecuvânta. Omule, omule, dă cântarul la o parte astăzi și apropie-te de mine. Oricine ai fi tu din locul acesta, oricât ai pune baza pe puterile tale și pe cunoștințele tale, să nu uiți, se pare greu de șebraiet, căci la mine este viața, la mine este liniștea, pacea, se pare greu și ocrotirea. Chiar dacă o mamă își părăsește copiii, eu nu vă părăsesc pe voi, zice Domnul. Pe toți care vă încredeți în mine, vă cuprind în dragostea mea și în dragostea tatălui meu, care m-a trimis pentru voi. Se pare greu să trimit acest mesaj. M-am coborât prin Duhul Sfânt. Primiți-l în inima voastră, trâmbițați-l și spuneți că vom mai fi puține zile de pace, de liniște și tulburarea va veni cum n-a fost niciodată și mintea omului n-a putut să judece asemenea lucruri, să gândească ce va veni pe pământ. Hristos este Domnul Mesia. Amin.